Servus, Mr. James. Servus, Pepe. Vom vorbi acum în acest scurt video despre următoarea excursie la Ostrov, respectiv la cetatea Sfântul Ladislav. Povestește-ne puțin, te rog, despre zona aia extraordinară de pe clisura Dunării. Da, mi-ai spus că intenționez să faci acolo o tură și m-am bucurat foarte mult pentru că zona asta de clisură, practic amplasată la nu mai mult de 7-8 km de Moldova Nouă, aproape de Timișoara, este o zonă de rezonanță. În ce sens? În primul rând, geografia. Geografia cu relieful, prima lamă de calcare pe care Dunărea o întâlnește în teritoriul bănățean, sunt patru astfel de lame de calcar, ne duce în interiorul unui peisaj excepțional. Cu toate că sunt doar 3 km de calcare acolo, ele se remarcă în mod deosebit prin câteva promontorii deosebite. Pe malul românesc, în primul rând, cetatea Sfântul Ladislav, pe care ai propus-o ca tură și care este o idee excepțională, pentru că de aici vezi practic totul. Vis-a-vis este cetatea Golubac, dar de unde nu vezi chiar totul, însă Golubac în ultimii ani a evoluat mult, mult mai mult decât Sfântul Ladislav, pentru că sârbii, în ciuda problemelor economice pe care le-au avut după războaiele din anii 90, s-au mobilizat să își valorifice potențialul turistic și Golubacul, dacă o să mergem acolo, o să vedem că este un astfel de exemplu. În fine, revenind la Ladislav, Sfântul Ladislav, vestitul rege al Ungariei și care ne-a transmis cetatea și legenda, este un punct superb. De ce? Pentru că pur și simplu, între Golumbaț și Sfântul Ladislav se întindea un lanț peste Dunăre, profitând și existența stâncii Babacai, cu o legendă cunoscută, împiedecau accesul armatelor pe Dunăre. Deci era Dunărea, armatele veneau cu navele și un lanț se punea între Golubac și Sfântul Ladislav, astfel încât nimeni nu mai putea să treacă în sus sau în jos. Locul ăsta, care e un loc istoric, împăratul Sigismund al Sfântului Imperiu Roman de națiune germană, tot acel împărat care fusese la un moment dat și în bătălia de la Nicopole, împreună cu nobilii bănățeni, atacă Golubacul, fără succes adevărat, dar îl atacă. Este iarăși o poveste extrem de interesantă pentru cei ce merg acolo. Cât efort militar s-a depus în această zonă, care astăzi, când o traversezi cu rangerul de pe malul Dunării în insula Ostrovului, pare o zonă atât de liniștită, atât de frumoasă, atât de încântătoare, dar cât efort militar s-a depus în secolul al XIV-lea, în secolul al XV-lea, în această zonă, este greu de înțeles. În fine, se poate vizita această cetate, Sfântul Ladislav, e un drum ușor de acces. Cetatea este mare, este una din marile cetăți ale Banatului, după care se traversează cu ajutorul ambarcațiunilor în insula Ostrovul Moldova Nouă, așa se numește. Această insulă, de fapt, e o depunere de aluviuni în această zonă unde Dunărea se lărgește și e o insulă destul de mare, Ocolul, cu
când vâsleam noi în canoe în jurul ei, îți lua poate că chiar 2 ore acest vâslit, deci este o insulă mare. Sigur, cu barca, cu motorul, parcurgi acest circuit mai ușor, dar într-un final, dacă ne ducem pe ostrovul acesta moldovano, o să ne oprim în dreptul unei mari movile de pământ, cea mai mare movilă de pământ din Banat. Banatul istoric are vreo 350 de astfel de movile. Cea mai mare este aici în Moldova, în ostrovul acesta, care, conform unor legende mai mult sau mai puțin vehiculate, cei care am mers de multe ori cunoaștem aceste legende, ar fi chiar mormântul lui Otila, acest vestit nomad care a cucerit întreaga Europa și Asia. Așa că, pe de o parte, cetatea Sfântul Ladislau, un creștin în adevăratul sens al cuvântului, și pe de cealaltă parte un păgân în adevăratul sens al cuvântului, își dau mâna ca să ne povestească câte ceva despre ce a însemnat Europa și Asia în acest punct al Dunării, care are o lungime mai mult de 2000 de kilometri. Mulțumim, Mr. James, abia așteptăm tura. Și eu. Dunărea în toamnă. La Sfântul, toamnă, la Sfântul Ladislau și pe ostrov, la Moldova Nouă. E plin de păsări, da? E o rezervație uriașă, superbă. Bine, mulțumesc, Mr. James, ne reauzim data viitoare. Seus! Seus!